Am avut cu noi și iubiții din Ungaria, în special Budapesta și în Bihor Keresztes. Sunteți minunați, iubiților. Vă iubesc pe toți și sunt fericit că sunt parte dintr-o comunitate atât de frumoasă. Oameni de cel mai nobil și înalt rang, prinții și prințesele lui Dumnezeu. Iubiților, în curând mergem acasă și abia aștept să stăm și acolo, voi v-ați închipuit vreodată în raiul lui Dumnezeu? Va fi un colț pe care va scrie Genesis. Și de ce spun asta? Pentru că vreau ca acolo să ne întâlnim noi cei care aici pe pământ ne-am bucurat de Dumnezeu. Și acolo eu nu voi mai vorbi, va veni Domnul Iisus să ne vorbească. Unde va fi zona Genesis.